Orașul Sibiu devine din ce în ce mai aglomerat, iar circulația dă bătăi de cap cetățenilor. La orele de vârf, în anumite zone ale orașului, traficul se desfășoară foarte îngreunat, pe alocuri creându-se chiar și ambuteiaje. Acest lucru nu se datorează doar faptului că sunt multe mașini, ci și faptului că anumiți șoferi nu știu sau nu respectă unele reguli de circulație. Pentru a veni în sprijinul șoferilor sibieni, am selectat câteva intersecții mai atipice și intens circulate, iar comisarul biroului rutier Popa Ana Maria și inspectorul Sava Ciprian ne vor explica cum trebuie să circulăm în aceste intersecții și de ce reguli trebuie să ținem cont. Și în această intersecție Goga cu Argeșului este o situație similară cu cea din intersecția Vlahuță cu Goga. În sensul că din două benzi aici se fac trei, una pentru efectuarea virajului la dreapta, cea de lângă parc, pentru a ajunge pe strada Avric și Poplăcii, cea din mijloc pentru direcția înainte, iar cea din stânga este pentru efectuarea virajului pe strada Argeșului. Există un marcaj longitudinal continuu, destul de în adâncime merge pe strada Argeșului, după care acesta se continuă cu un marcaj longitudinal discontinu și putem schimba banda. După cum puteți observa, în această intersecție avem și un indicator rutier oprire. Acesta este valabil pentru conducătorii auto care se apropie dinspre strada și care vin dinspre strada Goga și cu care se întâlnesc cu cei care vin dinspre strada Avric. Practic, acordăm prioritate de trecere celor care vin din dreapta noastră. În cazul în care sunt conducători auto care vin din partea stângă, însemnând dinspre calea Dumbrăvii și care nu respectă semnificația indicatorului rutier accesul interzis, nu avem obligația să le acordăm prioritate. Trebuie să acordăm prioritate doar celor care au acest drept și tocmai din această cauză s-au produs și foarte multe accidente soldate cu pagube materiale în această intersecție, pentru că au fost conducători auto care au venit pe Argeșului pe sens interzis. Ajungem în intersecție strada Octavian Goga cu Argeșului. Banda din dreapta noastră este pentru efectuarea virajului la dreapta pentru strada Avric. Pe această bandă putem merge înainte și în acest moment, după marcajul pietonal, putem trece pe banda din stânga, care este realizată tocmai pentru a fluidiza traficul și pentru a intra pe strada Argeșului, fără a încălca marcajul continuu. Este marcaj continuu destul de mult. În momentul în care acesta se termină, putem schimba banda de circulație. Siguranța traficului rutier este un criteriu foarte important de care trebuie să țineți cont, iar respectarea regulilor de circulație este esențială. Aveți grijă și conduceți prudent, iar pentru a fi la curent cu cele mai noi știri locale, urmăriți Ora de Sibiu.